Lăudați să fie Domnul! Continuăm studiul biblic, tematica evangelizarea cu lecția a treia, evangelizarea prin mijloace directe. Să ne reamintim ceea ce am discutat în primele două lecții despre Evanghelie, vestea cea bună a împărăției, felul în care biserica trebuie să fie pregătită, cu rugăciune, cu dăruire și totodată felul în care Dumnezeu alege pe unii oameni înzestrându-i cu daruri speciale pentru a-i trimite în zone neevanghelizate, astfel încât toți să evanghelizăm pe aproape, iar unii să aibă capacitatea, harul, darul de a fi apostoli sau cel puțin evangheliști și să fie trimiși în zone unde se deschidă noi câmpuri de lucrare. Așa cum spune Apostolul Pavel, care întotdeauna căuta zone noi, potrivit cu mandatul său. Astfel, biserica din Antiohia, în care a fost el membru și în care a avut chemarea din partea Domnului, s-a dovedit a fi o bună bază de misiune. A rămas peste sute de ani chiar, ca și un centru al lucrării creștine, alături de alte orașe mai mari. După cum este și în vremea noastră, uneori orașe mai mici cu biserici mai puternice și sunt zone cu orașe care din punct de vedere numeric au mai mulți oameni, dar din punct de vedere a credincioșilor sunt mai puțin pătrunse de Evanghelie. În ce privește evangelizarea prin mijloace directe, aceasta este prezentarea mesajului evanghelic, fie în adunări sau în alte localuri sau chiar în aer liber, unde sunt adunați oamenii cu acest scop sau unde pot fi convocați în vederea acestei lucrări, dar totodată în discuții la nivel de grup sau chiar în plan individual, de la om la om. Știți, noi suntem scoși din lume prin cuvânt, dar trimiși în lume cu cuvântul. Și viața în societate oferă diverse posibilități, diverse forme de transmitere a Evangheliei, care trebuie să fie folosite. După cum a rezultat și din lecțiile anterioare, nu toți au o chemare specială. Astfel de oameni pot să valorifice în mod deosebit o posibilitate de evangelizare. Dar suntem datori, cel puțin în parte, să fim la îndemâna Domnului și să putem vesti puterile minunate a celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Mi-am amintit cazul unui frate evanghelist pe care îl cunosc. Se întorcea din Oltenia, din misiune și a văzut undeva oameni mulți adunați într-un sat. Erau adunați cu ocazia unei nunți, nu erau încă beți, se putea vorbi cu ei, nu știu exact în ce fază se afla nunta. Și a spus fraților care era, faceți repede o colectă, scoateți banii ce aveți în buzunare, au făcut colectă la nivel de mașină, opriți mașina, trebuie să le spunem ceva la ăștia. Unde a fost, doi n-au fost numai câțiva, uite aici cât sunt. Un spirit evanghelistic foarte pronunțat. Ceilalți a spus, ce ai, crezi că aici te lasă cineva să spui ceva? Opriți. A intrat în mulțime și le-a spus, am un cadou pentru miri, dar am și o urare. Și le-a ținut o predică. Le-a dat banii din colecta de pe mașină și a plecat mai departe, oarecum liniștit. Astfel de oameni cu chemări specifice de la Domnul n-au liniște până când nu își împlinesc mandatul, ca și un proroc, să dau un exemplu, care apasă asupra lui cuvântul Domnului până când îl transmite. Să citim din Cartea Faptele Apostolilor pentru a vedea felul în care cei dintâi creștini s-au implicat în evanghelizarea directă, Fapte, capitolul 8, versetul 4. Cei ce se împrășteaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul, adică foloseau
orice ocazie. Tot din Fapte citim, capitolul 17, versetul 6. Aici avem o acuzare care evidențiază spiritul lor evanghelistic. Partea a doua versetului. Se striga, oamenii aceștia care au răscolit lumea, au venit și aici. Adică peste tot umblaseră și acum iată-i și la noi. Pentru că exista o trimitere a Domnului, duceți-vă în toată lumea. Și ei au încercat să se achite de acest mesaj sfânt prin a-l transmite. Mesajul evanghelistic este ceea ce scrie Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 23. Propovăduirea Domnului Hristos, iată cuvintele lui de aici. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. El recomandă la un moment dat lui Timotei să se ferească din șirările de neamuri, de basme, chiar și alte subiecte biblice. Nu trebuie tratate într-un cadru de evangelizare. Se spune că în Africa s-a dus un american, dornic și el să predice la alții, dar ce-i plăcuse lui în ultima vreme, ceva din Apocalipsa, o anumită interpretare. S-a apucat să predice la unii oameni care au auzit prima dată Evanghelia. Translatorul, om obișnuit cu misiunea, și-a dat seama că asta nu-i potrivit, începe Biblia de la coadă la cap. Și-a predicat el altceva, dar așa, cu intermitența traducerii. Și în cauză nu știa limba aceea din Africa. În urmă i-a spus, băi, acum m-am trudit eu, dar dacă fii tu mai atent, aici nu-i cazul să le vorbești de descoperirile din Apocalipsă. Toate lucrurile și-au vremea lor, atunci sunt frumoase. Oricum, Evanghelia este un mesaj măresc, chiar dacă este ceva pentru începători, spunea Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 1, versetul 11. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească. După cum botezul lui Ioan Botezătorul nu venea de la oameni, ci venea din cer, cu atât mai mult mesajul Evangheliei, Domnul Iisus Hristos, felul în care Pavel se chemat, cuvântul acesta sfânt, nu este mesajul oamenilor. De aceea trebuie să-l tratăm cu respect și să înțelegem că este o chemare din partea lui Dumnezeu pentru a fi implicați în această lucrare. El trebuie explicat pe înțelesul oamenilor, să ținem cont de cultura lor, de limbajul lor, dar trebuie în primul rând să ținem cont că trebuie transmis sub puterea Duhului Sfânt. Știți, Domnul predica foarte simplu. Citesc din Marcu, capitolul 4, amintiți-vă câte pilde sunt în Evanghelie. De aceea nu cred că în transmiterea Evangheliei e necesar un mesaj foarte sofisticat. Marcu 4 cu 33, Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Deci, voia să se facă înțeles. Ceea ce avem noi de transmis este însăși cuvântul. Aici în Biblie avem și pilde potrivite pe înțelesul oamenilor, avem cuvinte care, har Domnului, sunt traduse și în limba noastră și putem să le transmitem. Pentru că citești și din Evrei 4, transmiterea cuvântului este folosită de Duhul, este capabilă prin ea însăși. De aceea Pavel spunea, nu prin înțelepciunea vorbirii, adică nu stilul, va aduce rezultate. Chiar dacă trebuie să vorbim corect, chiar dacă trebuie să fim pedagogici și pe înțelesul oamenilor, dar greutatea, puterea stă în însăși cuvântul lui Dumnezeu. Evrei 4, versetele 12 la 13. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, închieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Deci cuvântul are capacitatea să-i cerceteze pe oameni, să le descoperă exact gândirea lor, să dea răspuns întrebărilor lor,
să aducă rezolvare la problemele oamenilor. De aceea, orice om care vrea să evangelizeze, trebuie să cunoască Biblia, să-i fie în minte, în inimă și apoi pe limbă și Domnul să folosească întotdeauna cuvintele noastre și să-și fie proslăvit numele Lui. Amin. În ce privește evangelizarea prin mijloace directe, distingem două situații. Evangelizarea în masă, deci atunci când avem posibilitatea să vorbim la mai mulți oameni, și evangelizarea de la om la om, atunci când ne adresăm unei singure persoane. Evangelizarea în masă este necesară pentru că oamenii sunt mulți și este necesar să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce citesc din Fapte, capitolul 5, versetul 29, felul în care ucenicii, după modelul Domnului Hristos, au predicat mulțimilor. Se spunea despre ei: nu v-am poruncit cu tot din adinsul să nu învățați pe norod? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Da, era necesar. Tot din Fapte citim pentru o altă zonă geografică, Asia Mică, capitolul 19, versetul 10, data aceasta despre lucrarea apostolului Pavel. Lucrul acesta a ținut 2 ani. Așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. O masă de oameni care a fost evangelizat. Și întorcând pagina, citim tot despre lucrarea din Asia, mai exact din Efes, 20:20. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. În vremea apostolilor se evangheliza, începând cu Ierusalimul, la templu, în spațiile aferente, în sinagoga din curtea templului. Acolo se adunau mulți oameni. Era posibilitatea de a întâlni cei mai mulți iudei, în mare parte religioși, căci de aceea veneau acolo. Apoi se evangheliza în sinagogi. Pe întinsul Imperiului Roman, oriunde erau evrei, exista și o sinagogă. Iată ce citim din Fapte, capitolul 15, despre răspândirea lor, versetul 21, căci încă din vechime, mai exact din timpul robiei babiloniene, atunci când au apărut sinagogile, odată cu deportarea evreilor, Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Oricum, folosind aceste spații deja existente, templul și sinagogile, sau alte locuri, apostolii și alții care erau implicați în evangelizare se adresau unor mulțimi. Citim tot din Fapte, capitolul 5:42, pentru a evidenția prezența oamenilor și a lucrării de evangelizare în diferite locuri unde aceștia se adunau, 5:42, și în fiecare zi, în templu și acasă. Deci nu numai în locurile consacrate de până atunci, ci în altele. Nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Tot Fapte, capitolul 11, versetele 25 și 26, Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii. Deja avem de-a face cu primele adunări. Chiar dacă la început, până în jurul anului 200, nu a existat localuri speciale, consacrate, exista totuși o diferență între o casă, o clădire, care era destinată adunării credincioșilor, vestirii Evangheliei, și o altă casă unde oamenii viețuiau. Acest adevăr se desprinde din 1 Corinteni 11. Deci chiar dacă erau adunări în case, asta pentru ei diferea ca și destinație
între una și cealaltă, 11 cu 17. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Dar unde se adunau? Poate într-o casă. În 18 fapte scrie că se adunau într-o casă. Dar face diferența, versetul 22. Ce, n-aveți case unde să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu? Ei, când citim aceste versete, să nu ne gândim că avea un local special ca și noi. Nu existau în vremea aceea, dar totuși, din posibilitățile lor, rezervaseră, poate cineva își pusese casa la îndemână și acolo se știa că ce este locul de adunare. Evident că biserica nu o constituiau pereții clădirea însăși, ci adunarea credincioșilor. Dar în aceste clădiri se evangheliza pentru toți oamenii care veneau. În vremea noastră, știți, avem clădiri peste tot, unde nu avem drept să închiriem cămine. Românii duși în afara granițelor au închiriat diferite spații, foste depozite, în alte părți foste biserici care și-au pierdut enoriașii, au închiriat parterele unor blocuri, diferite alte locații, ceea ce au găsit. Și din toate aceste spații au făcut adunări. Locuri unde credincioșii se adună și unde vestesc Evanghelia și Domnul mântuiește și pe alții, slăviți să fie numele. Să folosim așadar aceste spații destinate în prim plan lucrării Domnului. Să invităm pe oameni, să ne ducem în zonele unde există în țară clădiri, frații s-au trudit, unii au pus inimă, bani, dar poate nu vin oameni. Să folosim aceste spații. În al doilea rând, evangelizarea de grup, care se obișnuia în mod deosebit în case, este foarte des întâlnită în perioada de început a bisericii. De exemplu, în Fapte 12, citim despre perioada de prigoană din Ierusalim și aflăm, îmbinând ceea ce am spus până acum și ceea ce urmează, de o casă pusă la îndemâna lucrării. 12 cu 12. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate Petru de eliberarea lui miraculoasă, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zi și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Poate că era o casă mai mare. Și în Noul Testament sunt și alte referințe unde se vorbește despre aceste biserici din casă. Coloseni 4 cu 15, Filimon 1 cu 2. Dar lucrarea aceasta din case, de grup, ceva mai restrâns decât nivelul adunării, e ceva diferit. Însă este foarte important, e foarte edificatoare pentru membrii familiei, pentru mântuirea celor din neam, a prietenilor, a vecinilor, a colegilor. Deci pe lângă adunare, exact cum spunea Pavel, înaintea norodului, în spații publice unde poate să vină oricine, întâlnim expresia în case. Și vom lua câteva cazuri din Faptele Apostolilor, Fapte capitolul 10, versetul 2. Aici este scris că și Corneliu era temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui și se ruga totdeauna. Eu mi imaginez că și-aduna familia să se roage. Și când Petru a venit, citesc versetul 22, ce i s-a spus prin înger? Să te cheme în casa lui și să audă cuvinte pe care le vei spune. Și scrie tot aici, versetul 24, partea a doua, în cealaltă zi ajuns la Cezarea, Corneliu aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Unii nu vin la adunare, dar într-o familie poate vin. Și scrie aici, versetul 27, și vorbind cu el a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Tot aici citim, în capitolul 16, în Fapte, deci, versetul 15, că după ce Lidia a fost mântuită într-un loc public, după ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Aici a avut posibilitatea să invite și pe alții.
Dar în mod special vă rog să observați că expresia toată casa se întâlnește de mai multe ori în Cartea Faptele Apostolilor. Dar pentru a ajuta la mântuirea întregii case, e indicat să aibă loc adunări în case. Citesc tot de aici, de la versetul 31. Pavel și Sila au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Cum? Și au vestit cuvântul Domnului atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Nu știu dacă temnicerul și-ar fi convins nevasta și copiii să meargă toți la vreun loc public de adunare. Dar în casă aveau și ei posibilitatea aceasta. Iată și rezultatul. Versetul 34, după ce i-a luat în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Altă referință, întoarcem o pagină, 18 cu 8. După ce Pavel slujește în Corint în sinagogă, a întâmpinat probleme și citim și versetul 7, și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crist, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Iată câștigul unei adunări din casă. Auzind cuvântul, s-au întors cu toții la Domnul. Și cum am citit de altfel, fără să mai repet, 20 cu 20, că Pavel propăduia frecvent în case. Sunt și alte referințe, mă limitez la acestea. Așadar, aici mi se pare că suntem noi mai deficitari. Probabil este dezavantajul unei adunări mari și este avantajul unor zone unde nu există încă adunare. Oamenii se pot aduna în case, în zona unde m-am născut eu, nefiind adunare în comună decât după Revoluție, și obișnuia frecvent evanghelizări în case. Însăși familia noastră, părinților mei, sunt rezultatul unei asemenea lucrări. Și alți oameni, chiar, cum spuneam, neamul meu dovedește realitatea ce v-am citit din Fapte, nefiind adunare, în primii ani s-au pocăit puțin din comună, dar mulți din neam, pentru că adunându-se în casă, a venit și unul și altul. Noi însă trebuie să practicăm și evanghelizarea la nivel public și la evanghelizarea la nivel familial mai restrâns și Domnul să mântuiască după bunăvoința sa. Amin? Aici aș menționa și o atenționare. După cum spuneam că există dezavantaje la nivelul unor mulțimi, există dezavantaje și pericole și la nivelul adunărilor în casă. Iată ce vă citesc din 1 Timotei 5, cu 13 și 14. Pentru a face lucrarea Domnului fără să permitem diavolului vreun prilej de ocară, să nu aducă de servicii lucrării. 1 Timotei 5, cu 13 și 14. Aici scrie despre unele femei care se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă. Versetul 14. Le recomandă să fie gospodine la casa lor. Deci sunt bune părtășiile frățești. Dar dacă cineva își neglijează casa, gospodăria, doar de dragul acestor părtășii, atunci riscăm să aducem o umbră pe lucrarea Domnului. Tot despre aceasta citesc din 2 Timotei 3 cu 6, cu referire la bărbați și femei. Sunt printre ei unii care se vâră prin case, pentru că se obișnuia adunarea în case. Și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte. De aceea, frații, pentru a nu a da prilej diavolului, evită să meargă doar unul, evită să intre atunci când iese, de exemplu, numai femeia acasă. Deci sunt bune adunările în casă, dar cu respectarea unui cadru minim legal, în așa fel încât să fie asigurată lucrarea Domnului și să fie evitate greșelile omenești, ca să nu spun și alte patimi sau păcate. Și încă un verset, a doua Ioan, capitolul 1, versetul 10. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta,
să nu-l primiți în casă. Și asta are, în primul rând, în vedere acele părtășii din case. Nu doar să nu-l primești în casă, nu doar să mănânci, să nu doarmă. Și să nu-i ziceți bun venit, că cine zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Deci, să încercăm să evangelizăm pe ai noștri. Dacă nu vin la adunare, să încercăm să creăm un cadru la noi acasă, să invităm oameni ai lui Dumnezeu, să fie vestit cuvântul în așa mod încât oamenii să creadă. Sunt oameni care au rezerve, care se tem, sunt suspicioși. Unii se tem de dezaprobarea publică, alții se tem până și de spirite. Se spune că un bărbat s-a dus la un slujitor și i-a zis: n-am pe nimeni mântuit din neamul meu și mă tem că aș fi respins. Apoi am o funcție în societate care din nou mă tem că ar fi afectată dacă m-aș pocăi. Dar eu am cercetat, am fost pe unde nu s-a aflat la adunări și aș vrea să mă pocăiesc. Dar nu s-ar putea să fac aceasta fără să știe nimeni, nici măcar ai mei de acasă. Și unul i-a spus că nu se poate, altul nu l-a prea lămurit, dar în final a găsit pe cineva care i-a spus: ba da, numai să fie ceva autentic. Cum? Citești, aprofundezi, intri în camera ta în odăiță, cum spunea Domnul, și acolo îi spui să te mântuiască, să nu uite de tine, că tu nu ești membru nici într-o biserică. Și a dat seama că e o metodă așa de început. Și omul respectiv, sincer, a intrat, s-a rugat vreo două ore, a citit în Biblie, a spus: Doamne, s-a simțit iertat. Dar a venit peste el o bucurie și când a descuiat ușa camerei, s-a dus, era cu părinții, deși căsătorit, soția, și a spus: băi, voi știți ceva? Poți să fii mântuit, să nu spui la nimeni. Cu alte cuvinte, nu se poate să nu fii, să fii mântuit și să nu spui la nimeni. Amintiți-vă de Matei. Când a fost mântuit, ce a făcut? O adunare în casă. Și pe cine a invitat? Pe ai lui. Și astfel cred că au fost mântuiți și alții. Nu-mi imaginez Matei, evanghelistul, apostolul, să nu fi fost pocăită și casă. Da, pentru că acesta este avantajul întâlnirilor din casă, care completează peisajul evanghelistic al adunărilor publice. Încă ceva, referitor la evanghelizarea în cadrul slujbelor de la adunare. La fel ca Domnul, care a început misiunea în sinagogă, era nelipsit încă din copilărie. Au procedat și ucenici. Dar știți că Domnul cu vremea n-a mai fost primit în sinagogi. La fel și ucenicii au fost dați afară. Și-au predicat în natură, în alte spații unde au avut posibilitatea și în case. Nu știm exact și istoria ce ne rezervă. Acum avem dreptul la clădiri să le folosim, dar dacă se vor schimba condițiile și legile nu ne vor mai îngădui aceasta. Avem precedentul lucrării Domnului și al ucenicilor. Să ne amintim că Domnul a predicat pe malul mării, într-o barcă, pe un deal, în ce casă a fost invitat. I-a învățat pe ucenici până acolo, spunându-le: și pe drum propovăduiți. Au fost situații, de exemplu, în zona Buzău, când nu li s-a permis credincioșilor nici măcar la camin să se adune. Și a sensibilizat Dumnezeu inima vreunui sătean și a spus: eu nu-s pocăit, dar veniți la mine în curte să vedem cine are treabă cu mine, pentru că știa că legea dădea această libertate. Și frații s-au instalat acolo și au predicat. Pentru că altfel pe spațiu public nu i-a lăsat, pe stradă nu le-a dat voie să își expună ce aveau ei de vânzare sau măcar să pună o boxă și lângă ea să cânte, și-au făcut-o într-o curte. Unde se poate? Revin la situația din Corint, fapte 18, și vom vedea această trecere.
versetul 4. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când a venit Silas Timotei din Macedonia, Pavel s-a dat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Cred că așa cel mai bine, că veneau oamenii la sinagogă și cine voia să audă mesajul, mergea în casa vecină. Întorc o foaie în Scripturi și observăm că în Efes s-a întâmplat la fel, capitolul 19, de la versetul 8. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei și a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod, în școala unuia numit Tiran. Să ne imaginăm o sală de clasă, poate rămasă liberă, acolo au făcut adunare. Deci cine vrea să evangelizeze, va găsi posibilitatea să o facă și public. Începem de la clădirile existente, de la spațiile destinate religiei, dar vorba lui John Wesley, lumea întreagă este parohia mea. Și când Domnul n-a mai fost lăsat în sinagogi, când n-a mai fost acceptat nici în cetăți uneori, ieșau oamenii afară. Pentru că evangelizarea poate fi făcută și în spații publice cu o altă destinație. Noi știm că și Domnul nu locuiește în temple făcute de mâini. Domnul chiar le-a spus când erau foarte legați de templu: nu va rămâne piatră pe piatră, stricați templul acesta în 3 zile, îl voi reface. El era obișnuit să predice în intravilanul localităților, dar și în afara lor. Să ne amintim de Ioan Botezătorul, Matei 3:1, unde predica? În pustia iudeii. Avea oare amvon? Și oamenii au ieșit la el și s-au convertit cu adevărat. Să ne amintim de Pavel, rămânem în Fapte, capitolul 16. A fost chemat în Europa, nu l-a așteptat nimeni cu o adunare, în Filip nu era nici sinagogă și scrie de la versetul 13, în ziua sabatului a ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care le-au adunat la oaltă și acolo Domnul a mântuit pe Lidia. Situațiile continuă. Citesc din Atena, Fapte 17. Scrie în versetul 17 că în sinagogă Pavel stătea de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu. Dar nu toți mergeau la sinagogă. Ascultați ce scrie în continuare. Iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Și de la aceste discuții din piață a ajuns el cunoscut și apoi s-a oferit ocazia să vorbească, scrie versetul 22, în mijlocul Areopagului. N-au crezut toți, dar scrie în finalul capitolului că totuși unii s-au întors la Domnul și pentru cei mântuiți, slăviți să fie Domnul. Cunosc aici în Arad un frate care obișnuiește să predice în parc, dar despre asta urmează evanghelizarea de la om la om. În țara aceasta sunt oameni care se implică, însă în alte țări este mult mai greu. De aceea trebuie folosite toate aceste locații. După cum spuneam din cuvintele Domnului Matei 10:7, și pe drum propovăduiți. Îmi amintesc de un caz undeva în zona Bucovinei, știți că pe vremea comunistă autobuzele mai întârziau, oamenii erau dependenți de ele, nu existau atâtea autoturisme proprii, era o iarnă geroasă, mulți oameni, și se apropie de un frate, l-am cunoscut personal, și a început să-l întrebe, dar cu voce tare: frate, cum e cu pocăința? Cu botezul, cu Biblia? Și fratele a început să răspundă și a dat seama că
Sunt întrebări serioase. Oamenii ce aveau să facă? Au stat în jur, că atunci nu aveau mobile, căști la urechi. Și autobuzul a întârziat. Și a avut o predică bună. Mă, la sfârșit, să dea dovadă de pocăință, a lăsat pe ceilalți să urce, erau mulți. Ei, până la urmă a ajuns și el undeva pe culoar și cineva l-a tras de mână și spune: aici lângă mine, ți-am ținut loc. Că era un frate totuși, trecut de 50 de ani. Și când se pune lângă el, spune: pacea Domnului. Băi, dar tu pocăitești? Mă întrebai ca un nepocăit, părea că habar n-ai, nu știi. Dar frate, am văzut că oamenii s-au adunat și dumneata nu încep să predici. Și atunci te-am provocat. Nu toți au darul acesta imediat să folosească o ocazie, dar este foarte bine dacă sunt folosite, mai cu seamă atunci când oamenii sunt deschiși și ascult. Este un har de la Domnul să vorbim oamenilor despre El și despre mântuire. În ce privește evanghelizarea în masă, este indicat să se cuprindă toate categoriile de oameni. Pentru că nu toți vin la biserică. De exemplu, la evanghelizări refuz relativ multe. La mormântări nu prea refuz. Mă duc acolo, îi prins pe unii oameni care cu siguranță nu se duc la biserică. Și o stare de la înmormântare îi face să fie totuși mai sensibil la suflet. Și chiar aici în Arad cunosc situații în care, ascultând slujbele la capelă, oamenii s-au întors la Domnul. Dar mai cu seamă la sate se adună mult mai mulți. De aceea trebuie să fim mai mult prezenți în astfel de lucrări. Lângă o predică mai trebuie și o masă de credincioși care să se roage și să vadă ceilalți, comuniunea frățească, dragostea unii pentru alții. Apreciem pe cei care merg la penitenciar, chiar dacă și acolo șansele să se pocăiască oamenii sunt foarte reduse, că avem de-a face cu oameni cu probleme. De asemenea, apreciem pe cei care merg în spitale. Trebuie efectiv folosite toate aceste situații. Vă citesc din Luca 14 cuvintele Domnului. Pilda celor poftiți la cină. Unul a refuzat pentru ogor, altul pentru căsătorie, altul pentru boi. Și scrie versetul 21, atunci stăpânul casei a zis robului: du-te de grab, urgența, în piețile și ulițile cetății și adu aici pe cei săraci, ciunci, orbi și șchiopi. La urmă, robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple casă. Cine ar putea spune că aceste cuvinte nu se înțeleg simplu, că trebuie să folosim din plin posibilitățile? Și să fim gata. Așa ca mesajul înțelepciunii, după cum scrie și în Proverbe, să fie transmis diferitelor categorii sociale, diferitelor categorii de vârstă. Proverbe, capitolul 1. E același Dumnezeu care cheamă. Versetul 20. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe. Strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate. Deci, iată, diferite locații de transmitere a mesajului sfânt. Aici vă mai dau un exemplu. Am citit despre un om din Statele Unite care, evident asta cu ani în urmă, ca să nu ne formăm o părere greșită, la vârstă de 28 de ani încă era analfabet. Și a fost invitat de copilul lui la adunare, fiindcă acesta, deci copilul, fusese la școala duminicală și se convertise. Tatălui a apreciat, s-a bucurat, a fost pătruns atitudinea copilului, care s-a și rugat pentru el, și de bucurie apoi, văzându-și copilul schimbat, transformat de Evanghelie, și el însuși cercetat și născut din nou, a învățat să citească pe Biblie. Au fost multe asemenea situații, de altfel Biblia a și cultivat oamenii. Și drept respect și pasiune pentru ceea ce s-a întâmplat în casa lui, de la vârsta de 28 de ani, s-a dedicat
înființării școlilor duminicale. Și până la sfârșitul vieții sale, a înființat 1180 de școli duminicale în Statele Unite. Să nu uităm că în vremea aceea școlile duminicale nu erau pentru copiii fraților, ele aveau rol evanghelistic. Școlile duminicale au fost înființate pentru copiii a căror părinți nu erau credincioși. Ne-au povestit frații din Ucraina că după libertatea ce a venit și la ei în ultimele decenii, existau orașe unde nu mai exista nici biserică ortodoxă, oamenii străini de Dumnezeu. Și atunci mergeau și organizau împreună cu copiii activități și când se încheia un ciclu de lecții, aceștia își invitau părinți. Și apoi începea un ciclu cu părinți. Mi-au povestit niște situații concrete în care nu botezau pe nimeni până ciclul acesta se încheia, dura câteva luni, și apoi era o chemare, botezau mai mulți și au fost locuri unde direct în primul an au putut înființa câte o adunare, prin lucrările începute cu copiii. Cel puțin să ne rugăm și noi. Dar asta nu înseamnă că trebuie să rămânem la cei mai puțini. Că nici noi, dacă ar fi să primim ceva din partea Domnului, n-am vrea să ne dea numai așa pe minim. Să avem aer numai cât să nu murim și pâine numai cât să nu murim, tot de inaniție. Am vrea mai mult și Domnul vrea să facem cât putem, fiecare potrivit cu chemarea Lui. Capitolul 2, acum, evanghelizarea de la om la om. Să nu uităm că Domnul a inițiat multe discuții numai cu o singură persoană. El, Fiul lui Dumnezeu, venit în lume pentru un timp scurt și a făcut vreme să discute numai cu samariteanca. El a discutat și cu o femeie, nu doar cu teologul Nicodim, un învățător al iudeilor. Știți că de la o discuție aceea cu o singură persoană s-a aprins scânteia evanghelizării Samarii? Spune Scriptura în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, că după ce femeia s-a dus și a chemat oamenii, pentru că cei cu adevărat pătruși de Evanghelie nu pot să tac. Mai degrabă suntem problematici noi care am fost pătruși mai demult. Capitolul 4, versetul 39. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii, care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Au zis, ce predică avea. Dar atâta știa. Da, asta spunea, cred eu, cu lacrimi în ochi, cu tremur în voce. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să mai rămână la ei. Și a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui. Și i-au spus această femeie, dar oricum, cred că puteau să-i mulțumească. Trec în cartea Faptele Apostolilor pentru a evidenția din capitolul 8 și 9 activități cu o singură persoană. În capitolul 8, în cazul mântuirii famenului etiopian, văd o mișcare a întregului corp ceresc și pământesc care contribuie la evanghelizarea oamenilor. 8:26, un înger al Domnului a vorbit lui Filip, scoală-te și du-te. 8:29, Duhul, toți participă la evanghelizare. A zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Acolo era și Biblia cu contribuția ei, Filip își face partea lui și în final, în versetul 39, Duhul din nou a răpit pe Filip, era misiunea încheiată și l-a dus în altă parte. Nu știu cât a durat asta. Nu doar predica ce a ținut-o din car, drumul acela, până să ajungă la el. Da, dar a fost mântuit un om și încă de valoare. În capitolul următor, 9, din nou îl întâlnim pe Anania, care are o trimitere directă. Spune Scriptura aici, de la versetul 11, Domnule, scoală-te, du-te pe ulițe care se cheamă dreaptă. Cum să nu spună cineva, frate, dacă va fi vorba de un astfel de om de valoare, m-aș duce și eu sau o să mă trimite Domnul și pe mine. Bucură-te să te trimite la oricare, că orice păcătos, dacă se mântuiește, e bucurie în cer. Că Domnul știe ce valoare este în fiecare, ce se ascunde. S-a dus la el, s-a rugat pentru el, în final a fost și botezat și de aici s-a demarat o lucrare binecuvântată. Să ne amintim de Andrei, care s-a dus și a chemat la rândul lui pe frate său, pe Petru. Avem ocazia zi de zi să vorbim
cel puțin cu o singură persoană. Pe tramvai, la locul de muncă. Dar ne lipsește spiritul evanghelistic. Cred că nu suntem suficienți de conștienți că oamenii mor, că sunt pierduți pentru vecii vecilor. Putem să vorbim cu cei din familie. În familiile mixte este un teren propice pentru evanghelizare. Nu vrem să forțăm explicațiile Bibliei, Scriptura spune clar, 1 Corinteni 7 cu 14 la 16, că o nevastă poate sfinți bărbatul și copiii, dar de asemenea scrie în versetul 16 că poate nu-l mântuiește, dar cel puțin îl evanghelizează, adică îi va spune mesajul mântuirii atunci când are ocazie. Nu putem oricând, nu putem da lucruri sfinte la câini și la porci, ne resping. Dar dacă se deschide subiectul, trist este că uneori intrăm în vorbă cu oamenii, numai că vorbim alte lucruri care nu trebuie. 2 Timotei 2 ne spune de ce să ne ferim în astfel de discuții. Versetul 16 și 23. Ferește de vorbăriile goale. Ferește întrebările nebune și nefolositoare. Chiar dacă nu inițiem noi un subiect anume, ne vor întreba oamenii. Dacă sunt întrebări lipsite de consistență, de ce să nu preluăm noi inițiativa și să introducem în Evanghelie? Am întâlnit undeva un tânăr care spunea, frate, eu am o slăbiciune, vorbesc mult. Și zice, dacă ăsta mi este defectul sau natura, cum să zic, spune el, m-am apucat și am învățat pe de rost și psalm și din Evanghelie. Și le spun la oameni. Dacă e spus și frumos, cu înțelepciune, bineînțeles că rezultatul e cu atât mai mare, dar să transmitem mesajul sfânt și să evităm cu desăvârșire vorbăriile goale și lumești, scrie aici, cei ce le țin vor înainta în necinstirea lui Dumnezeu. Scrie în Efeseni 5 cu 19, vorbiți între voi cu psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești. Sunt unii, s-a întâmplat asta, mergeau unii tineri pe tren, bă, nu erau predicatori, dar cântau. Și unii cu inima sensibilă au ascultat și Domnul i-a cercetat. Un cuvânt semănat. Este pilda aceea cu sămânța. Marcu capitolul 4, care arată că omul doarme, vremea trece. Dar gândul acela rămâne ca un cuvânt viu și lucrător și omul se poate mântui. Vă dau un exemplu din Vechiul Testament, care împletește evanghelizările din case cu evanghelizarea de la om la om. Exod capitolul 18. Eu nu știu în ce măsură Moise a încercat să convertească pe socrul lui la credința în Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Dar scrie aici că atunci când a venit Ietro la el, versetul 8, Moise i-a surisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului, din pricina lui Israel, toate suferințele care venise peste ei pe drum și cum îi zbăvise Domnul din ele. Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care le făcuse Domnul lui Israel și pentru că îi zbăvise din mâna egiptenilor. Și Ietro a zis, binecuvântat să fie Domnul care v-a izbăvit. Deci trebuie să conducem discuțiile spre un subiect sfânt. Mi-amintesc că eram undeva la Alba, invitat într-o familie după o slujbă de binecuvântare de la adunare și eram trei frați musafiri. Și gazda invitase, printre altele, un polițist cu soția, venise pentru prima dată la adunare și acum era la o discuție cu frații. Și unul dintre noi trei a început să fugă, să spună cum a fugit el din țară și ce peripeții au avut până a ajuns în Austria și așa mai departe. Și o soră îndrăzneață îi spune la un bărbat dintre rudenile ei, auzi, scoate-l pe ăsta afară, dă-i ceva de lucru, de mâncare, fă ce vrei, lasă-l. Că celălalt frate tot a avut să intervină, dar ăsta e foarte băgăreț la vorbă. Poate omul ăsta nu mă aude niciodată Evanghelia. Cine știe dacă e pentru mântuire sau pentru mărturie? Noi, surorile, ne rugăm și lasă-i pe ei să vorbească între bărbați? Dar uite, ăsta împiedică. Pentru că dacă cineva nu-i vine nicio vorbă să spună, măcar să se roage în taină,
Dar dacă îți vin prostii să spui, dar versetele din Biblie nu-ți vin, atunci ești vinovat. Dacă nu poți să discuți cu cineva, este închis, nu-i receptiv la cuvintele sfinte, te rogi, Domnul să rându-i altă ocazie, să trimite pe altcineva. Dar oricum, atunci când se deschide o astfel de posibilitate, să o folosim. Aș mai face o singură mențiune, evanghelizarea prin mijloace moderne de comunicare directă, telefonul, de exemplu. Aici aș recomanda atunci când vorbiți cu rudenii, la distanță, dacă sunt nepocăiți. E normal să-i întrebați de sănătate, să le spuneți cum e vremea, cât e zăpada de mare acum. Dar spuneți-le și despre Domnul. E tot o comunicare directă. Asta nu poți face numai dacă ești aprins de dorința aceasta. Dacă te-ai rugat înainte, cum scrie în Fapte 4, de la 29 la 31, Doamne, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneală. Cum ar fi mai mare îndrăzneală? Să te adresezi la cineva direct sau prin telefon? Poate uneori mai mare îndrăzneală la telefon. Să folosim și astfel de ocazii. Închei. Reamintindu-ne în ce privește evanghelizarea directă, că Domnul Hristos, un om, am putea spune, a trăit ca și noi, plin de duh, de har și de adevăr, în aproximativ 3 ani a evanghelizat o țară, fiind precedat, cum știți, de lucrarea Ioan Botezătorul, dar ce interesant că și-a implicat și ucenicii în această lucrare. Citesc din Luca 9. Iisus a chemat pe cei 12, le-a dat putere, versetul 2, apoi a trimis să propovăduiască. Deci o făcuse Ioan, o făcea el și a angajat 12 ucenici, apoi alți 70. Domnul a împletit cele două moduri de abordare directă a oamenilor, în masă și particular. Așa că Apostolul Pavel mai târziu, în sinagogă, în piață, oriunde avea ocazie. Pentru că este scris, citesc din Roman 10, un cuvânt profețit și în Ioel, amintit și de Petru în ziua cinzecimii, Roman 10 cu 13, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema oamenii numele Domnului dacă nu aud el? Statisticile dovedesc că oamenii care au venit la biserică au fost chemați de cineva, li s-a spus, chiar s-au făcut anumite chestionare, oamenii care s-au convertit, de fapt, cum au ajuns la aceasta? Și s-a dovedit că înainte de o predică în plen, poate o soră a vorbit cu ei, poate un prieten, poate un coleg de servici, le-a spus ceva puțin, le-a stârnit apetitul, i-a îndemnat. Și înainte de a veni la biserică, s-a semănat pentru prima dată sămânța. Să nu uităm că orice persoană pe care o întâlnim este un om ce poate deveni un copil al lui Dumnezeu, un frate al nostru. De aceea vă citesc ultime versete din Cartea Fapte, capitolul 8, versetul 25. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit în Samaria, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestit Evanghelia în multe sate ale samaritenilor. 8:40. Filii se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Bine, vom spune, aceștia au fost oameni deosebiți, da. Și Domnul i-a folosit din plin. Ascultați încă un verset, 15:35. Asta ca să ne determine pe toți să facem evanghelizare, cel puțin cu colegii noștri, cel puțin cu rudenile noastre. 15 cu versetul 35. Asta în mod special pentru bărbați. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau cu mulți alții cuvântul Domnului. Cu mulți alții. După cum și la noi sunt câțiva zeci care merg în localitățile din jur, dar nu știu dacă se implică
cum am mai recomandat și altădată, în legătură cu conducerea adunărilor de acolo, știu că se fac evanghelizări de regulă la începutul anului, dar e prea puțin. În cursul anului, dacă s-ar mai putea face, dacă s-ar putea să fie vizitați oamenii acasă, pentru că noi observăm rezultate mari în biserica primară, dar vreau să observați și s-a sesizat în această seară, era și activitate multă. Pentru că e direct proporțională activitatea cu rezultatele. Domnul să ne dea har. Amin.